Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod extrem de așteptat de foarte, foarte mulți dintre voi. Probabil v-ați dat seama deja din titlu, mai ales despre ce este vorba, de aflați ori Troll Time aici pe serverul nostru play.minecraft din romania.ro. Efectiv mi-ați făcut capul calendar să postez Troll Time, Troll Time, Troll Time, Troll Time în sus, Troll Time în jos și numai Troll Time, frate. Nu mă așteptam să prind atât de bine această serie, pentru că eu am această serie de Troll Time de foarte mult timp, de pe vechile canale încă, adică de 2 ani, 3 ani, ceva de genul. Oricum, primele clipuri cu Troll Time ale mele au fost chiar acum foarte, foarte mult timp și au prins extrem de bine și astăzi revenim cu un mic demo. Eu acum voiam să filmez un clip integral de Troll Time, adică 20 plus minute. Problema este că este 4 și jumătate dimineața, este 4.40 dimineața, pardon, este 4.40 dimineața, frate, mai un pic se face zi. Holy fuck. Mai bine se face zi afară. Astăzi sunt aici pe Skyblock, alături de 2 jucători care nu sunt afectați. Deci numai 2 jucători o să pot rola. Ideea este în felul următor: dacă vreți să revenim cu această serie de Troll Time, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri, care aș vrea să văd, bă, nici nu știu, nu o să dau eu un număr acum la câte like-uri începe seria. Dacă văd acolo foarte, foarte multe like-uri și foarte multe comentarii pozitive, sugestii și toate cele, o să începe seria și o să filmez alături de alte persoane, mai nu chiar la 4.40 dimineața, cândva să fie vreo 10-15 jucători pe o secțiune, știi? Acum sunt 5 jucători pe tot serverul și ăștia, noi 3 suntem pe Skyblock, unul e în lobby și unul e pe Skywars, care e ăla de pe Skyblock, nu știu ce facem. Bine, haideți să mergem la Mr. Shao, domnul Shao, care... Mi se premeni sau m-a văzut? Nu cred că m-a văzut. Holy fuck, mi se premeni sau are hack? Mi se premeni sau a avut fucking anti-knockback? Tipul ăla, bă, dar ce își face aici? Cred că a avut lag, lol. LOL, își face grinder de... Ia stai să văd dacă șac knockback. Cred că a avut ceva hack. Tipul ăsta mă vede... Ba nu, mă, uite, a avut lag. Era, era prins în Soulsen cumva, fii antena. A avut lag săracu. Ok. Ce putem noi să-i facem? Mamă, vă dați seama cât de urât ar fi dacă eu l-aș lăsa fără chestia asta? Ia uite ce puteai și acum. S-a întors. Bă, ce aș putea să-i fac? Deci tipul ăsta iubește acest grinder. Bă, și eu îl iubesc. Da, așa, ca aș face eu veniș. Așa, ca să fiu sigur că am venit și eu. Aș face o chestie, fii antena, hai să dăm wand. Bă, sau să pun bariere. Mă, cum ar fi să pun eu bariere? Gen, să încearcă să... Să încerce să iasă de aici, să încearcă. Se vede că e târziu și că mi-e somnic. Să încerce să iasă de aici. Și... Nici nu știu. Ce am putea să facem? Vreau să-i fac ceva fain. Lol. Am o idee. I've got an idea. The Wither. Game mode 1. Wither. Nu merge să spawnezi Wither, atunci facem așa. Mob Wither. Nu! Butcher. I'm done. Problema e că au dispărut tăți. Și cred că s-a cam... A cam făcut pe el ceva. Un pic. Oba. Lol, ce-o căzut ăla. N-am vrut să spawnez... Bă, frate, ce prost. Îți trebuia să spawnez un schelete și atât. Pentru că scheletele îți face wither. Și chiar aici o să-l spawnez. Hello! Nu! M-am încercat să cadă. Lol. O dispărut? Sau ce-a făcut? Unde a dispărut, frate? Lol, ce arde scheletele ăla. Unde a dispărut tipul ăsta? Shao. Where the fuck? You went... Bă, cred că a dat slash is sau ceva de genul. Nu spune că mă vede acum. Cred că a dat slash is. Fiți anele, dacă a dat slash is, dacă nu mă înșel, nu este cooldown. Sau este cooldown, nu mai știu dacă am pus. Dar... Fii antrenor să vine iarăși. Deci fii antrenor vine iarăși aici. Bă, îi pun pe traseu aici. Ia-ți vedem, ia-ți vedem. Ce faci, ce faci? Nu trece de mine. Hopa, wither alert. Și pun și spate. Nu, no, wither, dă-i. Ce fac, mă, nu dai? Dă-i mâni el. Frate, am oferit wither gratis. Domnule, uite-te în spate. Holy fuck, așa. Atacul wither-ilor. Mai pe românește. Bă, mai are 10 HP. S-a panicat. Cred că se panichează. I-aș pune și acum în spate aici, dar cred că o să fie destul de supărat. Holy fuck. Lol, mai are 3 inimioare. Nu? Te rog să nu mori. Te rog să nu mori? Nu moare. Este liniștit aici. A, și nu știu ce am capul lui Ronnie, l-am pus și eu așa, de formă. Am pus capul lui Ronnie de formă să fie. Și thumbnail-ul a spus că este același ca pe vremuri. Ca să ne reamintim de vremurile bune.
de Troll Time și v-am spus, bă, dacă strângem multe like-uri o să revenim cu Troll aici direct pe serverul nostru play.minecraft.ro. Așa o să pregătesc un comitet foarte... n-am făcut bine ce am făcut, nu? Cred că nu este bine. Hey, that's pretty bad. Este așa. Momentan lăsăm pe ăsta, nu știu dacă s-a prins, sincer. Dar o să mă duc, ce face tipul ăsta? Oh, he is mining. Ok, then. Ce pot face eu? Deci fie antenă ce pot face. Dacă aș pune o barieră acolo. Sau nu, gen, uite. Așa. Lol. Ce? Cred că s-a prins, cred că știe. Sau? Ia. Yeah. No, what is wrong with you, mate? Ce, frate, e ce-a verificat cu omul? No, nimic nu s-a întâmplat. Ia, să uite iarăși, să uite iarăși. Așa. Să uitați să vadă dacă are, dacă are cale directă către cufăr, ok? Îi tot pun și-l sparg, fii antenă. Uite, iarăși a încercat. Iarăși a spart blocul ăsta de aici, de sub cufără. Deci mă amuză fazele astea micuțe. Iarăși o să verifice, fii antenă. O să-l pun iarăși, acum. Și-l sparg. Ia, ia. Lol. Dai, dai. Iarăși verifică, fii antenă. Deci omul chiar stă după să verifice. A început și ploaia. Vă dați seama cât de trist e tipul ăsta, e dezbrăcat. E pierdut pe o insulă pustie și îl trolează cineva. Gen. Opa, stai că s-a prins de șpil. Nu se mai dă. Nu, fii antenă. Păi ești nebun. Ești maker deja, frate. Nu mai e gen... Înainte țineam 100 deasupra blocului. Acum îl ține de sus și nu mai încurcă ăsta. Păi ești nebun, avansăm. Da, mă. Bag piciorul ăla și vreau să-i pun acolo, dar... Ha, ce-aș putea eu să fac? Pardon. Sper numai să nu moare. Să nu moară. Să nu moare, what the fuck. Și fii antenă ce se fac acum. Eu sunt curios dacă o să încerce să se bage iarăși acolo. Hai, te rog, please try. Bă, fii antenă, deci dacă tipii ăștia nu se prind, chiar o să avem un clip complet de troll time cum ar veni. Bine, nu este același lucru, frate, că trollăm numai două persoane, nu trollăm 10, 15, 20, adică mult mai mulți, dar... interesant. Și eu acum aștept să vină. Fac piciorul, că e fix acolo, vreau să-i pun bloc. Ca să zică că e lag pe server, gen. Și chiar asta, this is what I'm actually doing right now, boy. Mare lag, frate. Bag cioaca. Ce e cu lagul ăsta, mă, pe server? Ce e cu lagul ăsta? Ia. A ieșit? Bă, l-am supărat. Nu spune că iese și între iar crezând că genie de la el. Sau ceva. Sau pur și simplu s-a enervat și a ieșit de pe server pentru că era lag. Lag. Cică. Ok. Sunt curios dacă o să mai intre. Până vedem dacă mai intre. Ia să vedem ce avea el aici. Bă, ești nebun. Oh, play leggings. Oh, a intrat iarăși, a intrat. Ne-a văzut. Cred că ne-a văzut. Când îi deschideam cufărul. Nu. Cred că o să scrie în ce ceva. O, a dat iarăși le și să ia. Acum merge. Cred că n-a observat. Cred că n-a fost atent. Acum merge. Hei. Eu o să-i las totuși asta aici. Sunt curios, ia, se bagă tot aici, fii antenă. Stai că-s foarte curios ce face. I am really curious, man. Iarăși o să zică că e lag. Ia uite, iar. Nu, acum de-abia. Să poate își dă seama că-l trolează cineva, frate, dar eu nu înțeleg. Deci la ora asta, mă nene, cât e ceasul? La 4:50 dimineața, mai un pic, se face 5 fucking dimineața și oamenii sunt aici să se joacă. Super tare, bă. Vă aștept și pe voi pe server oricum. Tipul ăsta se chinie. Modul de joc a fost setat. Tipul ăsta, bă, i-aș pune un... Mama mia. Și ce-aș face? Dar după se supără. Adică nu vreau să moară, că dacă moare nu mai e troll. E nesimțire dacă omor playerul, știi? Ia, stai, stai. Te vedem ce face aici.
O să, deci o să spar blocul după ce îl pun. Ca un săran o să fac asta. Lag. Fucking lag. Te că scruz dacă scrie ceva încet. Lag. Mor. Mor, nu vine să cred. Deci chiar am mușcat-o pe asta cu lagul. Da, și Mr. Cobla. Tocmai era să râd încet. Deci am mușcat-o. Nu s-a pus blocul înapoi. Ha, gata. Te că scriu. Nu. Mor. Deci, bă, tipii ăștia chiar nu știu că-i trolez. Nu au nici cea mai mică idee că-i trolez, gen. No, stai că o să se prinde, că poate deschide cufere, poate face orice, dar nu poate pune blocuri. Deci fii antenă, vreau să se prindă. Deci eu vreau să se prindă tipul ăsta. Ia, sparge cufărul, îi dă cufărul, no problem. No, și acum, fii antenă. S-a enervat. Eu ies din bani. Nu! Cred că se prinde, mă. Deci cred că se prinde, că e fucking obvious. Gen, chiar e logic că cineva face troll la fazele de genul. Sau mă gândesc, nu știu, pentru mine ar fi logic, pentru că, na, eu știu cum funcționează treburile. Pentru alții, poate, nu știu, poate se prind mai greu. Dar acum eu aș da un one de la frumos, gen, pe sistemul ăsta, fii antenă. Post 1, post 2 aici și dăm replace nether brick wool 2.4. No, hello, motherfucker! Zici că a făcut cineva pipi pe clădire, dacă mă arată, serios. Ce că what the fuck? Undo. Deci pentru ăsta e ceva wow, cred că e carusel pentru el. Și o să dau așa. Replace nether brick-ul. Tot nether brick-ul. Să vedem ce scrie. Lol, vreți să vedeți cum moare calculatorul? Pun spawner aici. Ce ziceți, mere? S-a transformat în yellow wool. Replace nether brick. Ce să-i dau eu? Ce aș putea să-i dau? Să-i să mă uit la blocuri. Glass, bă. Replace nether brick glass. No, hai că arată fine. S-a speriat. Deci fii antrenat cu s-a speriat. Deci s-a speriat și a fugit de aici de pe nether brick până aici. Și acum scrie ce cacu sticlă. Undo. Și acum ce să-i mai facem noi? Crafting table. Crafting table. Cred că poți să-i scriu și așa. E. Bă, nici de mult ce tare arată. Ar fi niște modele destul de interesante de design cu crafting table. Owner-ul face marionetă, e clar. S-a prins, bă. Dar îmi place că le vorbește singur și e numai el pe server. Îmi place că genii ești numai tu pe server. Hai că acum poți să-i scriu că deja s-a prins. Holy fuck. Trebuie să-mi dau unvanish. Nu vă. Hello! Domnule, nu, dar mine te rog că nu da tare că mă doare nici în ce că n-am răbdare. Do not log out, my friend. Cred că nu știe cine sunt. Deci fii antrenă dacă știi cine sunt. Ce că hack? Întrebi, știi cine sunt? Deci fii antrenă. Foarte mulți spuneau că eu mi-am crescut canalul de YouTube de pe urma serverului. Voi vedeți că nici măcar tipul acesta nu știe nici măcar cine sunt. Așa, ca să vă faceți o idee, da? Deci nici măcar nu știe cine sunt. No, bun. Te-am trollat eu până acum. Sorry dacă te-a deranjat. Deci eu nu cred că l-a deranjat. A fost fine. Poate i-o fi plăcut. Cine știe? Este să-i dau undo să nu-l las cu crafting table-urile astea. Nu mai deranjat. Fine. Joc plăcut în continuare. Noapte bună. Deci tot dau V, dar... Nu home. Spawn. Nu, bă, fraților. Cam ăsta a fost episodul. A fost un mini clip de Skywars. Un fel de demo. De Skywars ce prost alău sunt. De Troll Time. Un fel de demo a ceea ce urmează pe canal, dacă vom strânge acolo multe like-uri și dacă, nu știu, o să vă uitați, multe vizualizări, multe comentarii și toate cele, o să revenim în forță cu seara de Troll Time și credeți-mă că, uite, avem pe cine trola, chiar avem pe cine trola. Dom'le, băi, am fost Andrei, vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!